Nu de mult, înainte de a pleca chiar într-o marți seară, eram la slujire și la urmă am întrebat cum este frumos în biserica Domnului, unde credem că Dumnezeu încă vorbește. Câteodată e nevoie să întreb. A fost vreun cuvânt din partea Domnului? A fost vreo vedenie, vreo cunoștință? Și am întrebat. Și s-a ridicat o soră, o mamă la 14 copii. O soră care o cunoștem foarte bine. Un vas al Domnului. Și spunea sora asta, dacă fratele Sorin nu întreba, nu mă ridicam. Dar pentru că a întrebat, a fost așa ca un semn pentru ea și aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat azi noapte. Mama aceasta, în urmă cu câțiva ani, a fost moartă și Domnul a înviat-o. Domnul i-a dat viață, oamenii au strâns din umeri, oamenii n-au putut să facă nimic. Și Dumnezeul nostru care face minuni și în secolul 21 a făcut o minune pentru mama aceasta. Dar ea a spus, fraților, după cum știți, chiar la cina din luna ianuarie, dintr-o dată i s-a făcut rău. A scos-o soțul ei, a dus-o la spital, la emergență. Acolo oamenii n-au putut să facă nimic decât să se uite la ea cum își revine, pentru că Dumnezeu este stăpân pe viață. Dar ea spunea, Azi noapte mi s-a făcut rău din nou. Și mi-am chemat soțul, mi-am chemat copiii și am spus, Pavele, hai să ne rugăm. La spital, dacă ne ducem ăștia, n-au ce face. Simt că mor. Hai să ne rugăm la Dumnezeu. Dacă Domnul vrea să mă ia noaptea asta, măcar să ne găsească în rugăciune, hai să ne rugăm, să vedem ce. Și au început să se roage. Te rogi diferit când vine încercarea te rogi diferit când vine moartea, când simți fiorul morții, te rogi diferit când vine cancerul, altfel te rogi. Și ei se rugau înaintea Domnului și spunea sora aceasta, care este și vas de lucru, am auzit vocea Domnului. Și Domnul spunea, Rebecca, tu nu vei muri în noaptea aceasta. Și s-a înviorat. Și dacă era numai atât, era bucurie. Dar a continuat Duhul Domnului a continuat Domnul și au zis, am auzit foarte clar. A zis, nu vei muri noaptea aceasta, căci dacă vei muri, nu vei avea parte de răpire. Și s-a înfiorat, s-a tulburat. Zis, Doamne, cum? Te-am ascultat. Mă lupt să te slujesc. Și într-adevăr, este o femeie temătoare de Dumnezeu și lucrează și slujește pe Domnul. Și Domnul i-a răspuns pentru că dacă vei muri în noaptea aceasta, inima ta este plină de tulburare, foarte tulburată. Și continua Domnul din pricina unui duh. Și duhul acesta care te tulbură pe tine, și ți-a umplut inima de tulburare, tulbură pe tot pământul prin poporul meu, inima multora. Și Domnul a spus, duhul acesta se cheamă politică. Și a ea... A continuat să ne spună nouă, fraților, am stat înaintea Domnului, mi-am cerut iertare, Domnul a continuat să-mi spună că e vremea și ca să nu fiu tulburată de astfel de stări, să-mi ațintesc privirile în cuvântul Domnului și să stau cu urechea la sfatul lui. Și ea a continuat să spune, spune așa, fraților, ce a spus Domnul este adevărat. A fost adevărat. Eu cu copiii mei și cu soțul meu, când au fost alegerile, m-am dus și l-am votat pe Trump. Și am vrut să iese Trump, și am ținut să iese Trump, că eu așa am crezut că dacă iese Trump, noi o să mai ducem bine patru ani și numai așa noi vom putea să mai înaintăm, să-L slujim pe Domnul. Voia noastră. Voia noastră care au dorit-o și unii din România, și am auzit și eu unii care au zis, bă, dacă nu iese Trump, vai de noi. Și eu am spus-o înainte și o spun și acum, Trump nu este Dumnezeu. Nici Biden nu noi satana, ei sunt doi oameni. Stăpân este Dumnezeu. Stăpân este Dumnezeu. El pune împărații, el dă jos împărații, el îi îngăde și pe cei răi. De ce îngăde împărați după starea poporului? Că așa spunea Domnul Domnului anul trecut înainte. Pentru că poporul nu mă slujește și când poporul nu merita un împărat bun, Dumnezeu îngădea un împărat rău. Și Domnul nu greșește cu nimic. Frași și surori, Duhul acesta încă mai umblă prin poporul Domnului. Și suntem atât de influențați de Duhul de politică, că petrecem mult timp să citim, să ascultăm știrile și să facem politică și să dăm noi legile care nici măcar nu s-au pornit să se dea. Le dăm noi pe WhatsApp, le dăm noi pe YouTube, noi le dăm legile astea care poate vor veni. Poate vor veni. Dar noi deja de frică acestor legi, de frica încercărilor care ar putea să vină, deja ne tulburăm, ne frământăm. Fie ca Dumnezeu să ne dea pace. Ea spunea, așa m-am tulburat când noi ieșit Trump și spunea, chiar și când mi s-a făcut rău data trecută, tot de la asta mi s-a făcut rău. Dumnezeu a lăsat pace peste ea. Dumnezeu să lase pace și aici. Pentru că noi nu suntem chemați la politică. Noi suntem chemați să fim lumină. Noi suntem chemați să ne rugăm pentru o rânduiri, pentru președinți, pentru cei din frunte, să le dea Dumnezeu înțelepciune. Noi suntem chemați să iubim și să suntem chemați să-L slujim pe Domnul. Doamne, ajută-ne!